Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. O să vi se pară poate ciudat, dar astăzi vom discuta despre un elev de la un liceu din mediul rural și este vorba de liceul Lască Rosete din Răducăneni. Un elev de clasa 11-a care este dublu olimpic. S-a calificat la Olimpiada Națională de Limba Română și Limba Engleză. O să vă întrebați, domnule, care e legătura dintre cele două discipline, de ce? Imediat veți auzi și din gura celui care este olimpicul, dublu olimpic al Iașului. Este vorba de Emanuel Enache, elev în clasa 11, după cum vă spuneam, la liceul Lască Rosete din Răducăneni. Bună ziua, Emanuel, bine ai venit în platourile noastre. Bine m-am găsit. Hai să începem cu o întrebare firească. Limba română și limba engleză. Ai încercat să dovedești că ești cel mai bun la cele două discipline. Ce legătură una cu alta? Păi, în primul rând că sunt limbi care sunt iubite în mod egal de vorbitorilor și trebuie să fie neapărat o conexiune atunci când fiecare își formează o opinie legată de fiecare. Adică majoritatea elevilor din România tind să iubească în mod uimitor engleza. La fel cum, nu știu, oamenii... Suntem un popor francofon. Da, și la asta voiam să aduc aminte. Căci în timpurile mai vechi lumea vorbea foarte mult franceză. Ca în volumele lui Teodorescu, la Medeleni. Se schimba foarte mult între română și franceză. Și acum se schimbă între română și engleză. Bun, cele două discipline. Trebuie să le spunem telespectatorilor că te-ai calificat la Olimpiada Națională. La ambele discipline, nu? Da. Presupun că se desfășoară în perioade diferite ca să poți să participi la amândouă. Totuși, se desfășoară în perioade asemănătoare. Ambele vor fi în perioada 22-26 aprilie. Bun. Însă, depinde de probe și când sunt puse acestea să se desfășoare. Crezi că vei putea participa la amândouă? Momentan se duc discuții cu inspectorul județean din Prahova, în Pitești se va ține faza națională. La ce? La limba română? Și la română și la engleză. A, amândouă în aceeași localitate. Da. Bun. Și cu inspectoratul din Iași și ducem tot posibil să merg la ambele probe. Mai cunoști vreun coleg care să se fi calificat la ambele olimpiade? Mai știi astfel de situații în România? Trebuie să fie și alți colegi de-ai mei prin alte regiuni ale țării. În Iași nu cunosc, însă știu oameni care dețin cunoștințe și în engleză și în română, care totuși au ales o singură olimpiadă. Care? Cea de engleză? Din nou, există variații. Tu dacă ar fi să alegi între cele două, la care ai merge, la care ai participa? Dar știu, nu trebuie să superi nici profesorul de limba română, nici profesorul de limba engleză. Dar nu este vorba neapărat de o dezamăgire. Nu, dar la care te-ai duce? Dacă sunt în aceeași zi și nu ai posibilitatea să participi la amândouă, la care disciplină ai alege-o? Am în vedere faptul că elevul olimpic se gândește și la propriul său viitor, presupun că limba engleză. De ce? Mai ales că ai spus te gândești la propriul tău viitor. De ce? Care înseamnă propriul tău viitor? Ce dorești să urmezi după liceu? Știu că în viitorul și în cariera mea doresc să, nu neapărat să fac ceva important, așa cum spun unii copii că vor să schimbe lumea. Vreau să fac tot posibilul de a face ceea ce este în jurul meu ceva mai bun. Și mă gândesc că, având în vedere faptul că limba engleză devine din ce în ce mai populară, nu stagnează deloc, mă gândesc că pot să-mi utilizez abilitățile și cunoștințele în alte domenii pentru a ajuta lumea. Poate, nu știu, relații internaționale, ceva pe acolo. Deci de asta alegi limba engleză. Este o limbă internațională, circulație internațională, fără doar și poate. Având cunoștințe temenice de limba engleză, poți să urmezi un colegiu din străinătate. Sunt mai multe posibilități. Emanuel, vreau să te întreb un lucru, pentru că mi se pare parcă așa, buleacă, cam greu. Un elev de la un liceu din Răducăneni demonstrează că bate, cum să spun, elita, să zicem, a Iașului, Negruții, Național, Racoviță. Au fost grele probele la Olimpiada Județeană? Probele pot să varieze în dificultate de la an la an, însă majoritatea elevilor care participă la Olimpiada, să vă confirme asta, ține și puțin de noroc. Nu în totalitate și chiar nu în majoritate. Este puțin acolo noroc, însă totuși este vorba și de pregătire. Nu aș spune că probele au fost neapărat dificile, dar așa cum ar fi vocabularul nostru specific, am căzut pe subiect. Deci hai să le explicăm telespectatorilor, din punctul tău de vedere,
cât la sută reprezintă norocul? Sau cât la sută ar trebui să reprezinte norocul să ai succes în orice ai face? Este greu să se ofere o estimare. Este foarte greu. Clar, cu cât te pregătești mai mult, cu atât sunt șansele de a avea un noroc mai bun, ca zic așa, pentru că îți faci propriul tău noroc. Însă revin la opinia că elevii olimpici trebuie să aibă un singur lucru în minte. Faptul că chestia asta este un stil de viață pentru ei. Și nu neapărat în modul în care ar trebui să învețe mereu și că doar învățatul pentru olimpiada ar trebui să-l fie în cap. Dacă ei ajung într-un stadiu în care s-a dus la faza locală, la faza județeană și ajung totuși la faza națională, nu au de ce să crească chiar nivelul de studii pe care îl fac, ci trebuie să se mândrească și să fie încrezători în propriile abilități. Și să se mențină în acel nivel. Exact. Știi care este curios? Pentru că tu fiind olimpic la limba română și la engleză, de ajuns și această participare la faza națională e un lucru mare. Nu sunt mulți elevi care se califică. Cum ești privit de profesorul de limba română, de profesorul de limba engleză? Mai mergi? Nu, scuză-mă. Mai mergi la acele ore? Păi, în primul rând, participarea la acele ore este o plăcere. Mm-hmm. Și dacă m-am dus la olimpiade, este clar faptul că trebuie să fie și o plăcere în materia aferentă pentru mine. Normal că mă duc la ție, stau și mă gândesc, ce ar putea să-ți predea? Ai ajuns la faza națională. Deja presupun că știi și materia de clasa 12-a. Care ar fi noutatea mergând la ora de limba română sau la ora de engleză la liceu? Omul cât trăiește învață și niciun elev nu ar trebui, niciun om de fapt nu ar trebui să gândească că gata, cunosc tot ce ar trebui să cunosc din domeniul meu. Dar nu cunoști tot, dar cunoști materia de clasa 12-a aproape. Da, dar mereu vor exista anumite părți ale disciplinilor despre care vorbim care vor fi descoperite. Sau alte interpretări ale... Exact. Da, bun, eu stau și mă gândesc așa, eu să fiu în locul tău, aș spune, domnule, câte ore de română am pe săptămână? 5. Bun, am 5 ore libere, de engleză 2, 12, 7 ore libere, am terminat povestea. Mi se pare firesc, adică, domnule, ți s-a întâmplat vreodată ca profesorul de limba română sau profesorul de engleză să-ți ceară ajutorul într-o problemă, într-o situație evită la una dintre aceste materii? Mie personal nu mi s-a întâmplat, am auzit cazuri, însă trebuie să ne gândim la faptul că elevii, de fapt profesorii, atunci când își predau materia, trebuie să îi considerăm ca niște oameni cu niște cunoștințe foarte bune către chiar perfecte în acea materie. Adică elevii, chiar dacă ar fi ei olimpici, ar trebui mereu să considere că se uită la acei profesori și spun profesorul este undeva mai sus, nu? Undeva mai sus, da. Bun, da. Ajungi la un moment dat să spui, domnule, dacă m-am calificat la Olimpiada Națională, să zicem, de engleză și fac parte din lotul național al României pentru Olimpiada Internațională, păi știu cam cât știe și profesorul, nu? În jur de, însă, trebuie să intervină și cunoștințele elevului pe care le dobândește prin învățământul independent. Am înțeles. Bun, spune-ne și nouă și telespectatorilor, cum se numesc profesorul de limba română și profesorul de engleză? Stimații mei profesori, stimatele doamne profesoare, la română, doamna Alina Andrei, mulțumesc foarte mult, și doamna de engleză, Andreea Ursache. Fără ele, clar, n-aș fi fost aici. Două profesoare care, cu care întreg județul nostru ar trebui să se mândrească, de ce? Iată că au reușit, într-un liceu, trebuie să recunoaștem, nu, e greu de comparat Lască Rosetti cu liceul național. Dar iată, stimați telespectatori, că în cele două discipline, limba română și limba engleză, nu știu să fie cu mai presus Naționalul sau Negruții sau Eminescu decât Lască Rosetti din Răducăneni. Emanuel, trebuie să le spunem telespectatorilor că înainte de emisiune am stat puțin de vorbă și mi-ai zis că ai dorit să urmezi ori Academia de Informații Mihai Viteazu, ori Facultatea de Drept. Hai să spunem în felul următor. La Academia de Informații și limba română și limba engleză te-ar favoriza. La drept, numai limba română. Că nu prea știu o tratată de drept, e drept roman, nu prea sunt în limba engleză. De ce totuși două domenii cam diferite? Academia de Informații te trimite clar spre o altă direcție, Facultatea de Drept te trimite în partea legislativă.
Păi, este clar faptul că una dintre ele este varianta primară și în cazul meu facultatea de informații și a doua este varianta secundară și mă gândesc că dacă, nu știu, la prima alegere nu m-aș califica, atunci dacă m-aș duce pe același domeniu, mă gândesc că din nou vor fi oameni care ar fi presus de abilitatea mea și poate că pur și simplu asta ar fi lotul de atunci al studenților și nu ar fi neapărat vina mea sau a cuiva. Și atunci m-aș duce într-un alt domeniu. Bun, dar cei care ne privesc acum stau și se întreabă, dom'le, olimpic la limba română, olimpic la engleză, logic ar fi să urmezi filologie română-engleză. Nu? Nici nu cred că ar fi probleme cu admiterea la această facultate. Ar fi o alegere destul de interesantă, ar fi una care ar fi destul de plăcută, însă pentru mine personal, când mă gândesc la carieră, nu mi se pare, nu știu, lăsăm banii la o parte, pentru că până la urmă ce sunt banii atunci când meseria pe care o faci îți face o plăcere enormă. Oho, 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 așa spui acum. Oho, peste vreo 10 ani vei spune, bă, banii ăștia înseamnă foarte mult, adică poți să-ți realizezi visul având bani. Asta este pentru oamenii materialiști. Eu fiind filolog, trebuie să luăm în considerare faptul că și eu sunt puțin mai boem, puțin mai visător. Și totuși mă gândesc că dacă nu m-am dus la opțiunea asta pe litere, pe română, engleză, presupun că am făcut, că sunt pe cale să fac niște alegeri care sunt destul de pragmatice, destul de realiste. Așa este. Zi-mi și mie, un olimpic pe săptămână, câte ore trebuie să studieze, în afară de școală, câte ore trebuie să studieze ca să ajungă la performanță? Nu cred că există un trebuie în toată ecuația asta. Sau un minim de ore? Orele fluctuează depinzând de materia de care ele depind. Uite, engleză. Hai să luăm disciplina engleză. Cum este studiul acasă? Ce, urmărești filme, tai sonorul, nu te uiți la traducere? Cum faci? Curios totuși este faptul că și eu atunci când mă uit la filme, mă uit la ele cu subtitrare. Este o obișnuință, însă dacă ar fi vorba de astfel de metode, există metode distractive de a-ți îmbunătăți abilitățile în engleză. Există și metodele clasice prin rezolvarea de exerciții, prin cărți de gramatică, etc. Însă, da, și eu citesc cărți în engleză și eu mă uit la anumite filme. Cu cine discuți în engleză? Cu cine? Pentru că a discuta îți Te ajută foarte mult. Cu cine discuți în engleză? Cum am zis, există o mulțime de elevi în România care favorizează limba engleză. Și ai acolo răducăneni colegi cu care să discuți în engleză? Da. Da? Da. Bun, înseamnă că profesoara voastră de engleză are niște rezultate deosebite. Pe de altă parte, la limba română, cam care ar fi programul? Cât pe săptămână? Cum faci? Că, na, limba română o auzi peste tot. Păi, în cazul nostru, limba română nu este o limbă străină, astfel că accentul, cel puțin la clasa mea, se pune mai mult pe literatură și pe modul în care aceasta este interpretată. Și este o diferență, eu zic, enormă între modul în care un elev s-a pregătit pentru olimpiada la engleză. Se citește destul de mult, trebuie să fii cunoscător în mai multe domenii și trebuie să fii la curent și cu opiniile critice. În clasă, de exemplu, profesoara de limba română te scoate ca să explici colegilor române ce ai înțeles tu din povestea asta, din poezia asta? Trebuie menționat faptul că profesorii la școala noastră nu utilizează metode care transformă unii elevi în unici. Da, până și colegii mei sunt conștienți de faptul că, băi, colegul nostru, Emi, a ajuns la fazele naționale. Ne poate ajuta în multe moduri. Dar profesorii nu fac din chestia asta, nu schimbă modul e în care ceva, e ceva natural, te tratează la fel ca ceilalți? Da, este un sentiment de egalitate și nimănui nu-i place ca mereu să fie adus în evidență. Bun, de ce te întreb? Pentru că, bine, eu am făcut liceu, am și uitat de mult. Cei care aveau rezultate la olimpiadă erau așa, într-un fel, puși într-o parte a clasei, într-un colț și când era teza la chimie, să spunem, eram 5. Bă, voi 5 aveți alte subiecte, restul clasei, subiecte așa, mai ușurel. 9 erau subiectele alea. Nu e așa și la tine, la română, la teză. Stau la cum, tu ești olimpic, mă, tu nu rezolvi care este sensul frazei sau a, să zicem, a unui vers. Cobori în josul ceafăr blând. Nu, tu îl analizezi din punct.
Nu este așa? Aici intervine metoda fiecărui profesor de a preda o materie unui elev. Și acum, ca să evidențiem, la doamna profesoară de română, doamna Andrei, aceasta nu că ar da subiecte grele. Acele subiecte sunt pentru fiecare și toți elevii de la un capăt altul, inclusiv eu, avem momente când ne punem mâinile în cap și ne gândim, măi, cum rezolvăm noi subiectul ăsta de teză? Cam toți sunteți olimpici la limba română, că n-aveți ce face. Trebuie să învățați de... La engleză la fel este? La engleză, doamna utilizează o metodă mai moderată, nu că cealaltă ar fi una extremă. Subiectele sunt aferente nivelului nostru de competență, nivelul nostru de cunoaștere. Dar am avut ore în care colegiul rezolva un text și eu rezolvam niște exerciții pentru olimpiada. Ah, deci se fac și astfel de diferențieri. Manuel, ce să-ți doresc? Îți doresc succes, să dea Domnul să poți să participi la ambele discipline și să te califici la ambele discipline. Bine, acum ți-am mai spus și înainte de misiune. Nu mi-aduc aminte să fie Olimpiada Internațională de Limba Română, dar să fie în lotul echipei României pentru Olimpiada Internațională de Limba Engleză, pentru că înseamnă o recunoaștere a meritelor tale și a profesorilor care te-au îndrumat. Mult succes în activitatea viitoare, doamnă și domnilor! Ați văzut că există elevi foarte, foarte, foarte dotați și în mediul rural. Nu trebuie să vă gândiți, vai, Doamne ferește, mă duc numai la liceele de elită din municipiul Iași. Nu. Sunt profesori care demonstrează prin acești elevi care participă la olimpiadele naționale, demonstrează că se pot obține rezultate oriunde. Totul este să îți dorești și, cum spunea Emanuel, să ai și un dram de noroc. Până data viitoare, cele bune! La revedere!